ziua, vă spun bun venit tuturor. Așa cum ne-am obișnuit în fiecare an în jurul datei de 8 septembrie, sărbătorim zilele municipiului Moinești. Doream ca acest prim eveniment să aibă loc în aer liber în fața bibliotecii, dar iată că ploaia a făcut puțin deranj, de aceea am ales în această minunată sală pe care o avem aici la această bibliotecă. Și de aceea am considerat că e bine să începem cu un moment cultural, cu un moment liric, cu atribuirea de unei denumirii acestei biblioteci, a unui om, a unui cetățean, a unui cetățean de onoare a municipiului Moinești. Dar înainte de asta, să începem cu ascultarea imnului de stat. Locul nostru se află Părintele Protopop Costel Mareș împreună cu preoții de la parohiile din municipiul Moinești, care va avea o slujbă de pomenire a domnului profesor Constantin Lovi. Vă rog. Părinte, Lucenției Hristoase, Dumnezeu nostru, Dumnezeu de bine preasă în această, pe care primind-o la întreabă pe cel mai presus de cer, trimite-le nouă, Doamne, Harul Preasfântului Tău. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pre noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pre noi. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne o nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cele vile. Ca Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește. Doamne, Dumnezeul nostru, care prin profetul Isaia ai binecuvântat ca tot ce se află în vistieriile casei regelui Ezechia să fie strânse într-un singur tezaur în Babilon și nimic să nu rămână în casa lui din ea, ce a fost adunat de el și de părinții lui până în ultima zi. Te rugăm, Doamne, binecuvintează această bibliotecă care va purta numele profesorului Constantin Lovin. Cu venirea Duhului Tău cel Sfânt prin mijlocirea Sfinților Tăi, binecuvintează, Doamne, pe toți iubitorii patrimoniului de cultură și spiritualitate națională, în care se regăsește trecutul și prezentul nostru, precum ai binecuvântat pe regina din Saba, ca ce să aprecieze atenția pe care o arăta regele Solomon obiectelor prețioase, nestemate ale istoriei, care grăiesc în istorie. Fă-i, Doamne, să descopere și să înțeleagă lumina și adevărul istoriei mântuirii omenirii, care cu harul preasfântului Tău duc spre înviere și viață veșnică. Binecuvintează, Doamne, pe toți ostenitorii acestei biblioteci, răsplătindu-le cu darul Tău truda lor, dar și pe toți cei care vor veni aici și care se vor
folosi din tot ceea ce cuprinde această bibliotecă din bogățiile ei, dornici de a se întâlni cu trecutul țării noastre, cu cultura acestei țări, cu tainele științei ce se găsesc ascunse în tot ceea ce cuprinde acest locaș. Fă, Doamne, cu spor truda lor și ferește de duhul risipirii, făcându-i să înțeleagă că toate darurile de la Tine sunt Părintele Luminilor. Pomenește, Doamne, Dumnezeul nostru, pe toți ostenitorii și făuritorii acestui locaș, dar și pe toți cei care s-au îngrijit de buna lui păstrare și cei care au avut inițiativa de a oferi numele profesorului Constantin Lovin acestui locaș de cultură și care cei care toți au adormit într-un nădejde a învierii ostenitorii acesteia și ai vieții veșnice, așezându-i în ceafta celor bineplăcuți alături de lumina cea neînserată a împărăției tale, cu harul și cu îndurările, cu iubirea de oameni, ale unui a născut Fiului tău, cu care bine ești cuvântat cu preasfântul bunul de viață, făcătorul tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește. Dumnezeu, Duhul nostru, totul cu care ai călcat moarte și diavolul ai șerpașe de viața tale. Însuți, Doamne, odinește și sufletura rămitură Tău, Constantin, în loc luminat, în locul verdeață, în loc de odihnă, unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinarea. Și orice greșeală să vrește în viață cu lucrul, cu cuvântul sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni iartă. Dumnezeu să-L ierte. Că nu este om care să fie vizut, nu greșească, mă ați singură și fără de păcat, dreptatea Ta este dreptatea în veac și cuvântul este adevărul, că Tu ești învierea și viața și odihna, adormitul robului Tău, Constantin, Hristoase Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm împreună și Celui fără de început al Tău, Părinte, și preasfântului și bunului și de viață, Fărătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu Sfințe odihnește, Hristoase, sufletul adormitului rog. Sufletului adormitului robului Tău, Constantin, și fă lui veșnică pomenire. Veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică lui pomenire. Lui veșnică pomenire. Să ne miluiască, să ne mântuiască ca un bun și de oameni iubitor. Amin. Stimate domnule primar, stimate oficialități, stimați invitați, doamnelor și domnilor, mă bucur și sunt deosebit de onorat să iau parte la acest eveniment. Un eveniment pe care l-aș numi remarcabil și necesar în același timp. Remarcabil prin unicitatea sa. Și am să mă explic de ce spun lucrul acesta. Din cunoștințele mele, din memoria mea, este pentru prima dată când o instituție în municipiul nostru
o clădire reprezentativă, poartă denumirea unei personalități locale, contemporane, nouă. Pentru că pe domnul profesor Constantin Lovin l-am cunoscut, majoritatea dintre noi, am interacționat cu el, am vorbit cu el, ne-am întâlnit în timpul vieții sale. Și este de asemenea un eveniment necesar, pentru că adeseori, în ultimul timp, ni s-a spus că suntem un popor care nu avem oameni de valoare, că de multe ori ceea ce e românesc nu-i bun și doar ceea ce vine din afară, mai ales din Occident, este bun. Și de aceea spun eu că avem o datorie sfântă chiar să ne promovăm valorile, pentru că poporul acesta, slavă Domnului, a oferit lumii de-a lungul timpului lucruri și lucrări absolut fenomenale, care trebuiesc cunoscute, trebuiesc apreciate și, de ce nu, să ne mândrim cu ele și să le prezentăm lumii întregi ca atare. Pentru că dacă noi nu ne promovăm, dacă noi românii nu promovăm valorile noastre, atunci nu o va face nimeni. Pentru aceea aș dori să felicit Consiliul Local pentru această inițiativă și pentru, pe domnul primar Valentin Vieru, inițiatorul acestui proiect, pentru ca de astăzi această bibliotecă, această instituție de cultură a municipiului nostru să poarte numele distinsului profesor Constantin Lovin, pe care am avut onoarea, bucuria să-l cunosc în timpul vieții. Mi-a fost profesor, un profesor de excepție, un profesor cum rare ori mi-a fost dat să întâlnesc, un om care nu numai că și-a iubit materia pe care a predat-o, ci chiar a adorat-o. Un om, așa cum spuneam și la slujba mormântării, după slujba mormântării, pentru care patria a însemnat pentru el limba română, așa cum spunea marele poet Nichita Stănescu. Un om de la care am avut multe de învățat, un om care vorbea atât de frumos, dar și când tăcea, avea impresia că vorbește prin eleganța sa, prin gestica sa, prin tot ceea ce făcea el spre folosul nostru al tuturor. De aceea, repet, este lăudabil acest demers și nu rămâne decât să fiu recunoscător în numele familiei pe care, iată, o avem alături de noi și cu siguranță ei vor mărturisi lucrul acesta pentru acest gest. Un gest care ar trebui repetat de-a lungul timpului, pentru că, slavă Domnului, Moineștiu a avut și va avea în continuare oameni de valoare cu care ne mândrim și care au făcut cinste și ne fac cinste în continuare atât acestei zone cât și țării noastre și chiar și dincolo de hotare. Dumnezeu să îl ierte pe domnul profesor, să-l așeze acolo în ceata dreptilor și pe noi să ne facă vrednici de ceea ce ne-a lăsat el de-a lungul timpului și iată cum va lăsa de acum înainte acest tezaur de mare preț, cărțile pe care le-a iubit atât de mult și pe care suntem îndemnați să le prețuim și noi și să ne îmbogățim prin ele, devenind în felul acesta mult mai bogați atât în Dumnezeu cât și în ceea ce poporul acesta și nu numai cultura națională și internațională ne-a lăsat, ne-au lăsat ca un tezaur de mare preț. Mulțumim încă o dată. Mulțumim, Părintele Prodopor, din Valentia Mărmeș. Cred că sunteți în asentimentul meu că un astfel de moment nu putea să înceapă fără o poezie. Avem alături de noi de Darius Andrioae, un copil Isteț, un copil care ne reprezintă la festivaluri în țară, a fost și în străinătate, la Bruxelles chiar. Astăzi este aici, alături de noi, să ne recite o poezie. Ce-ți doresc eu ție, dulce România, de
Românie, dulce Românie, țara mea de glorie, țara mea de dor. Brațele nervoase, arma de tărie, la trecutul-ți mare, mare viitor. Fiarbă vinul peste lume ce pucanul, dacă fiți mândri, astele întâlzi. Căci rămâne stânca, deși mare vale, dulce Românie, asta s-o vezi. Fiți de răspunare, negru ca mormântul, spada ta de sânge, dușman negru. Și deasupra idrei, fluturi cuvântul, visul tău de glorie, falnic frumos. Spună lumii lage, steagul tricoloare, spună ce-i poporul mare, românesc, că se aprinde sacru, candida-i vântoare, dulce Românie, asta. Ce-ți doresc eu ție, dulce Românie, tânără mireasă, mamă, cu amor, fiii tăi trăiască numai în frăție. Ca nopții stele, ca zilei zori, viața-n vece, glorii, bucurie, arme cu tărie, suflet românesc, vis de vitejie, vală și mândrie, dulce Românie. Asta ți-o doresc. Bravo, Darius, îi mulțumim atât lui Darius, cât și doamnei profesoare Marinica Ifrim, coordonatoarea dumnealui, directoarea Cursului Elevilor de la Moinești, care mâine are un festival important aici la Moinești, a 11-a ediție a Festivalului Moineștean, ca 20 de ansamblu din țară și străinătate, Bulgaria și Republica Moldova, se vor alătura nouă mâine dimineață la ora 9, în acel marș pe care îl avem de la ceas din zona gării până la scena din Parcul Băi, unde va avea loc acest eveniment, acest concurs. Vor fi și premii acolo, vom avea și musafiri din Republica Moldova într-un recital, doamna Maria Stoianov, artist al poporului din Republica Moldova, cât și ansamblul Ștefan Vodă, un ansamblu pe care l-am văzut și dacă o să vă permită timpul mâine seară după ora 18 să veniți să vedeți și acest ansamblu pe lângă festivalul care se va desfășura toată ziua, vă așteptăm cu drag. Dar așa cum spuneam, în fiecare an, în această perioadă, de 11 ani încoace, realizăm zilele municipiului Moinești. Am găsit de cuviință mereu să creăm evenimente de acest gen. Au fost evenimente când am inaugurat un monument dedicat centenarului, inaugurarea unor lucrări edilitare, a unor parcuri, lucrări la spital, la școală, dar iată, în acest an am găsit de cuviință că această clădire, această bibliotecă să poarte numele unui profesor al locului. Unui profesor născut aici la Moinești, unui profesor care a predat întreaga lui carieră aici în Liceul Spiru Haret din municipiul Moinești. Anul trecut, în această perioadă, ne întâlneam cu toții, așa cum spuneam, în cadrul evenimentelor dedicate zilelor municipiului Moinești și acel eveniment era dedicat cadrelor didactice pensionare. Cadrelor didactice care au lăsat urme în acest oraș și când spun urme, mă gândesc la cei care astăzi ne reprezintă acolo unde sunt prin lume, în țară, chiar și aici în oraș care au rămas și construim împreună acest oraș. În momentul când m-am întâlnit cu domnul profesor, cu câteva zile înainte, mi-a promis că va fi prezent și chiar pregătea un moment. La debutul acelui eveniment, nu l-am văzut în sală și mi-am pus întrebarea ce se întâmplă de nu ajunge. Din păcate, el era la Iași atunci și nici nu mai era printre noi. Să păstrăm un moment de reprezentare. Vă mulțumesc! Iată astăzi aici în fața dumneavoastră să află familia dumnealui. Doamna Elena Lovin, soția domnului profesor, domnul Eusebiu Lovin, băiatul cel mare al domnului profesor, căscutarul Lovin, băiatul cel mic care astăzi este aici și venit în America, pentru că acolo stă
dar a ținut să fie la un an de când tatăl lui a trecut în neființă. Să vă mulțumesc și dumneavoastră că vă alăturați familiei și nouă autorităților locale la un astfel de eveniment. Să salutăm pe domnul general Procopie la apropiata vârstă de 103 ani. Mereu la evenimentele noastre și mâine și poimâine va fi prezent așa cum mi-a promis. Avem alături pe domnul senator și ministru, domnul Viorel Ilie, fost primar, care a inițiat, să spun așa, în urmă cu 11 ani aceste sărbători dedicate municipiului Moinești, viceprimarul municipiului Moinești, profesor de la liceul Spiru Haret, directorii școlilor, nu i-aș numi pe toți pentru că mi-ar scăpa cineva și să nu creez vreo supărare, dar este alături de noi domnul profesor Munteanu Vilică de la Bacău, de la Comisia de Acreditare a Denumirii Instituțiilor, este alături de noi domnul Florin Zâncescu, un actor care a trecut prin acest liceu, s-a născut la Mulești. Astăzi este în mijlocul nostru pentru a ne recita câteva poezii și un moment liric. Avem alături consilierii locali pe dumneavoastră cetățenii ai municipiului Moinești și vă mulțumesc că sunteți alături la evenimentele pe care noi le realizăm. Dar să ne întoarcem la ceea ce realizăm astăzi aici, alături de familie. M-am gândit atunci când cream evenimentele, momentele din cadrul acestor sărbători, că trebuie să vedem ce găsim în acest an, să inaugurăm un eveniment de debut al acestor sărbători. Și am gândit atunci ca acest om, profesor, cetățean de onoare al municipiului Moinești, să-ți găsească locul aici unde lui îi plăcea cel mai mult, între cărți. De aceea, denumirea profesorului Constantin Lovin, aici, între cărți, unde doamna Lovin îmi spunea la dumneavoastră acasă când am fost și am propus acest lucru, că mai mare surpriză și mai mare lucru nu se putea întâmpla pentru el decât acesta să fie între cărți permanent. Și atunci a luat decizia dumneavoastră ca toate cărțile din casa dumnealor și din bibliotecă să vină aici la bibliotecă să se alăture lui și întreaga colecție de cărți este aici în anticameră și va poposi aici cu dumnealui. Cred că despre domnul profesor o să vorbească fiecare din cei care l-au cunoscut, colegii de la liceu, cei de la Asociația Literară, Moineștenii, spunem acum, că suntem la Moinești, da? Toți cei care l-au cunoscut și vor să-i dedice câteva cuvinte, dar înainte de toate o să rog pe colegul meu, domnul Viorel Cosea, să citească un CV a domnului profesor, după care cineva din familie o să vrea să adreseze câteva cuvinte. Vă rog, domnul. Domnul profesor Constantin Lovin s-a născut pe data de 8 iunie 1939 în Moinești, într-o familie de 5 copii, 3 băieți și 2 fete, el fiind al treilea băiat. A urmat cursurile gimnaziale în Moinești, după care în anul 1952 s-a înscris la liceul militar Dimitrie Cantemir din Predea. Ulterior s-a transferat la liceul Spiru Haret din Moinești, nefiind pentru el cariera militară. Apoi, în 1957, după finalizarea studiilor liceale, a urmat cursurile Facultății de Limba și Literatura Română din cadrul Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași, absolvit facultatea în iulie 1962, cu media 9.25. Lucrarea de diplomă Concepția lui Eminescu despre artă a fost notată cu nota 9 de pretențioasa doamnă Maria Platon. Pe data de 10 septembrie 1962, ca debut al profesiei de cadru didactic, s-a prezentat la Liceul Comănești, care se numea Grupul Școlar, Raionul Moinești, regiunea Bacău, unde fusese repartizat. În iulie 1966 a reușit la examenul de definitivat cu media generală 8.41. A fost un examen foarte greu, scris și oral. În același an s-a căsătorit cu Elena Lovin și s-a stabilit definitiv în Moinești, orașul său natal, iar cererea de transfer a fost aprobată pentru Liceul Teoretic Spiru Haret din Moinești. La 20 iulie 1971 a reușit la examenul pentru gradul 2 în învățământ cu media generală 10, singura medie 10 de la acea dată la acel examen. În vara anului 1975, sub coordonarea științifică a profesorului universitar dr. Constantin Parfene, a început pregătirea pentru examenul de gradul 1. A fost cea mai laborioasă muncă depusă în cariera sa didactică, iar lucrarea literatura și educația estetică, foarte pretențioasă, i-a luat liniștea și somnul multor zile, săptămâni și luni.
În luna septembrie 1976, munca i-a fost răsplătită, obținând gradul didactic 1 în învățământ, iar în perioada imediat următoare a fost numit inspector metodist și responsabilul cercului de limbă română din Moinești, Comănești, Târgu Ogna și Onești. În ziua de 14 martie 1977 a primit de la profesorul universitar dr. Constantin Parfene o scrisoare prin care i s-a propus participarea la un concurs pentru ocuparea unei catedre la Liceul Costache Negruții din Iași. Fiind recomandat de cunoscutul profesor universitar Constantin Ciopraga, care îi realizase inspecția specială în vederea prezentării la examenul pentru obținerea gradului 1. Deși ocuparea unei asemenea catedre a fost o trambulină spre o carieră universitară, domnul profesor Constantin Lovin a ales să rămână și să-și continue cariera didactică în orașul natal. În septembrie 1977 a fost propus directorul Liceului Teoretic Spiru Haret de către Inspectoratul General al Secției de Învățământ Bacău. Începând cu anul 1989, a colaborat cu eseuri și studii la publicațiile Analele Dobrogei, Cartea, Interferențe ovidiene, Itinera, 13+, Studii clasice, Studii și cercetări științifice, Universul Radio, Vitraliu. A scris și a publicat eseuri, studii de o largă aplicabilitate în Tribuna Învățământului, în revistele Ateneu, Plumb și Convorbiri didactice. În luna octombrie 2001 a participat la sesiunea științifică organizată de Facultatea de Litere în cadrul zilelor Universității Iecuza din Iași. În perioada imediat următoare a participat la sesiunile științifice organizate de filiala Iași Academiei Române, Institutul de Filologie Română al Filipide, în cadrul zilelor academice, organizate în fiecare an cu studii și comunicări publicate în revistele de specialitate. În 1 septembrie 2001, după 40 de ani învățământ, a ieșit la pensie. În perioada pensiei a rămas activ profesional, publicând eseuri și despre cărțile prozatorului moneștean Ion Lupu, căruia i-a prefațat volumul sub semnul Marelui Ștefan, Hemeien 1470, editura Plumb, Bacău 2003. A repetat acest gest și în cazul poetelor Camelia Iosu, Tăcerea cântecelor, și Veronica Stănilă Moisoiul, Ochiul Minervei și Înger de Capitați. Alături de profesorul Vasile Ropciuc, coleg de liceu, membru al Asociației Cultural-Literare Tristan Țara, a contribuit la săvârșirea unor activități, proiecte, sesiuni științifice și simpozioane, în cadrul cărora a evocat nume de referință ale unor personalități moineștene, Constantin Micu Stavila, Pic G. Adrian, Ștefan Luchian, George Enescu. După anul 2010, a continuat să publice eseuri la revistele Plumb, Iașul Literar, ca de exemplu profesorul intelectualul de elită, Dor de Eminescu, mai de demult cu Marin Sorescu, specificitatea poeziei lirice, cunoașterea artistică, probleme de stil și artă literară sau versificația modernă. De asemenea, a scris despre Marin Preda, ca un omagiu, ca o amintire despre el. Pentru contribuția adusă la viața culturală a municipiului Moinești, a fost răsplătit cu distinția de evidențiat în învățământ, cu diplome de onoare și de excelență din partea Inspectorului Școlar Bacău și a Ministerului Educației și Cercetării. Pentru rezultate deosebite, obținute de elevi la concursuri și olimpiade naționale, i s-a oferit gradații de merit, iar pentru întreaga carieră excepțională în învățământul moineștean, i s-a conferit titlul de cetățean de onoare al municipiului Moinești, conform hotărârii Consiliului Local numărul 92 din 3 septembrie 2010. Invit un membru al familiei să ne adreseze câteva cuvinte. Vă mulțumesc pentru CV-ul exhaustiv pe care l-ați prezentat. Întotdeauna mă simt atât de mic și important până la urmă. Mulțumesc Consiliului Local, mulțumesc domnului primar și mulțumesc dumneavoastră, dragilor, că v-ați adunat aici. Să-l onorăm pe cel care a fost profesorul Constantin Lovin, în primul rând, și tatăl meu în al doilea rând. A trecut un an de zile. Un an greu pentru noi toți, pentru familie. Un an greu pentru că, vă dați seama, tata a lăsat în un gol imens. Un gol care nu mai poate fi umplut și nu avem cum să facem nimic pentru asta. Tot ce facem acum este să încercăm să învățăm din nou să trăim fără el. Tata avea o vorbă pe care o spunea de multe ori și pe care a menționat-o chiar în jurnalul lui. O vorbă împrumutată de la Oana Pelea, care spunea: de ce prezența neprezenței e mai prezentă decât prezența însăși? Acum pot să răspund cu mâna pe inimă că nu este.
prezența neprezenței e la fel de prezentă ca prezența însăși. Pentru că ce faceți dumneavoastră aici? Dumneavoastră l-ați onorat și tata s-a bucurat de respectul dumneavoastră atât în timpul vieții, cât și iată, după ce a trecut la ceata celor drepți, cum spuneați. Și tata a făcut foarte mult pentru orașul ăsta. Și dumneavoastră l-ați onorat în aceeași măsură. Fapt pentru care eu aici, în numele familiei, vă mulțumesc. După, acum un an de zile, după ce l-am înmormântat pe tata, mă găseam la o mănăstire pe aici, prin prejur. Era o duminică, după liturghie. Și știți cum sunt mănăstirile noastre? Au curțile pline de flori. Și m-am așezat pe o bancă și lângă un strat de flori și stăteam și mă gândeam. La un moment dat vine lângă mine un călugăr, mai în vârstă, și chiar se așează lângă mine. Credeam că l-a cunoscut pe tata, dacă mi s-a întâmplat de atâtea ori, oriunde aș fi fost. Cineva trebuia să-l cunoscut pe tata. Dar nu știa. De data asta nu știa. Nu știa nici pe mine, nu știa nici pe tata. Dar a venit la mine și m-a întrebat, ce cu tine, fiule? Cu ce pot să te ajut? Iar eu i-am spus, părinte, nu știu dacă mai cu ce să mă ajut, uite, mi-a murit tata acum câteva zile și nu mi-e ușor. La care părintele mi-a spus, auzi, fiule, stai liniștit. Cei care pleacă, ei sunt bine. Dacă au trăit frumos, ei sunt bine. Noi suntem problema care rămânem în urmă, că nu știm ce e de capul nostru și nu știm care e nevenirea în lume. Dar ei sunt bine. Dacă noi am reușit cumva să comunicăm cu ei, ei ne-au învățat lucruri extraordinare, dar nu suntem vrednici destul. Dar nu trebuie decât să sperăm că odată și odată vom deveni vrednici să putem comunica cu cei care nu-i mai vedem, nu-i mai auzim, nu-i mai putem învățișa. Și atunci călugărul i-a dat o altă perspectivă asupra pierderii mele, ale noastre, ale familiei. Era totuși o pierdere, absolut, dar era și o provocare. Și am să vă spun de ce mai târziu. Înainte să vin aici, în fața dumneavoastră, chiar m-am gândit ce aș putea eu să vă spun ce dumneavoastră nu știți deja. Pentru că sunt convins, mulți din audiență au fost fie foști elevi, fie foști colegi, fie prieteni buni. Și atunci m-am gândit să vă spun, să mă refer la câteva calități ale tatălui meu care m-au marcat pe mine ca și fiu. Și iar a fost greu să aleg doar câteva, pentru că vedeți dumneavoastră, tata a fost o personalitate foarte complexă, cu multe fațete spirituale, culturale, familiale. Să aleg câteva a fost foarte greu. Dar vreau să mă opresc la o calitate a lui în care sunt sigur că vă regăsiți mulți de aici din audiență. Și anume, atașamentul lui extraordinar pentru orașul ăsta, pentru oamenii lui, pentru pământul ăsta. Tata n-a vrut să plece de aici în ruptul capului, în pofida tuturor ofertelor care le-a avut. Era mult prea atașat de oamenii lui. Păi gândiți-vă, dragii mei, Moineștiul are 22.000 de locuitori. Eu sunt convins că tata aici pe 20.000. Și pe restul de 2000 le știa rudele și putea să facă conexiune. El iubea pe toți, în egală măsură. Știți foarte bine că putea să ducă o conversație elevată cu orice somitate culturală avem. Dar în același timp, toți oamenii din piață îl cunoșteau. Țiganii din colonie îl iubeau. El nu făcea nicio diferență. Vă dați seama că omul acesta s-a născut, a copilărit, a iubit, a avut familie, a avut copii, a avut o carieră fulminantă de peste 47 de ani și în cele din urmă s-a dus la cei drepți. Toate astea pe o arie de câțiva kilometri pătrați. Și tata n-a avut nevoie de mai mult. Pentru că a găsit absolut ce a avut nevoie în spațiul ăsta al Moineștiului.
spațiul ăsta i-a alimentat toate cerințele, toate nevoile lor lui spirituale. Și de asta eu găsesc fascinant. Lucrul ăsta îl găsesc fascinant pentru că e atât de mult, atât de mulți oameni în zilele de astăzi se duc și cu tăieră în lung și în lat pământul ăsta și nu-și găsesc locul. Dar omul ăsta și-a găsit locul într-un spațiu de câțiva kilometri pătrați și, cum am spus, n-a avut nevoie de mai mult. O altă calitate de care, a tatălui meu de care aș vrea să vă vorbesc astăzi, și știu, este un moment solemn și ar trebui să fie, dar știu foarte bine că el ar vrea să, ca noi să ne aducem aminte de el și sub perspectiva aceasta. A fost un om cu umor extraordinar. Avea un umor contagios. Te făcea să râzi instantaneu și avea o glumă diferită pentru elevi, o altă glumă pentru prieteni, pentru colegi, pentru familie și toate glumele aveau locul lor, la timpul lor. Și n-aveai cum să nu râzi. Avea și probleme de dojană, da, eu ca și fiu vă pot confirma lucrul ăsta, dar era o dojană constructivă. De fapt, dacă mă gândesc acum, de acolo, de sus, de unde e, sunt sigur că se uită la mine cu dojană și parcă l-aud cum spune, păi bine, măi, nu știu, ai putut să-ți miști o cravată. Era un om foarte pedant, știți foarte bine. Și vă mulțumesc că râdeți. Este ceea ce și-ar fi dorit tata cel mai mult. Pentru că știți cât de mult a iubit oamenii, știți cât de mult i-a plăcut să râdă cu și de oameni. A trecut un an și poate ne întrebați cum ne simțim. Eu merg familie. Eu trebuie să vă spun cu mâna pe inimă. Mă simt total nevrednic. Domnul primar a fost atât de amabil și ne-a chemat aici la masa de prezidiu, dar, sincer, noi nu merităm lucrul ăsta. Noi nu avem ce căuta aici. Noi nu avem absolut niciun merit. Singurul merit îl are profesorul Constantin Lovin. Și iată că el o face într-un mod transcendental, dincolo de lume. Noi n-am făcut nimic. Da, mă simt nevrednic, dar în același timp mă simt și optimist. Mă simt optimist pentru ceea ce faceți dumneavoastră aici. E un lucru extraordinar. Faptul că biblioteca se va numi profesorul Constantin Lovin ne obligă să nu-l uităm niciodată. Nu că l-am fi uitat, dar ne obligă acum să nu-l uităm niciodată. Vedeți dumneavoastră, când eram în liceu, în vanitatea și în nimicnicia mea, i-am spus odată lui tata, auzi, tata, eu dacă mă chinui puțin, scriu versuri mai frumoase din stanța asta. Nu vezi că nici rimă n-au versurile lui. Bineînțeles că tata mi-a explicat de ce nu aveam dreptate. Dar acum mă gândesc, în același fel, poate cine știe, peste două, trei generații, sau poate nici nu o să treacă atât de mult, o să fie un licean care se plimbă prin fața bibliotecii cu prietena lui și se va uita în sus și se va întreba, dar cine a fost lobby-ul ăsta de se cheamă biblioteca mea după el? Și poate nu o să fie nimeni să-i răspundă, poate nu o să fie nimeni să știe să-i răspundă, dar asta nu e nicio problemă. Simplu fapt că i-a pronunțat numele e un lucru extraordinar, pentru care eu aici, în numele familiei, vă mulțumesc. Știți cum se spune? Nu moare omul când îi se duce suflet. Dar moare atunci când ultimul om care își aduce aminte de el moare. E bine, dragilor, dumneavoastră l-ați făcut pe tata nemuritoria. Eu, aici, în numele familiei, vă mulțumesc. Mai sunt optimist pentru un singur lucru. Mai sunt optimist pentru că acum un an de zile, într-o seară ruginită de septembrie, un călugăr în curtea unei mănăstiri mi-a spus că trebuie să învățăm să comunicăm cu cei care nu ne vedem, nu-i mai știm, nu-i mai putem îmbrățișa. Iar eu la asta lucrez acum și probabil voi continua toată viața mea. Vă mulțumesc! Se vede că așa chiar nu sare departe de trunchi. A demonstrat aici fiul domnului profesor.
Am inițiat acest proiect cu ceva timp în urmă și a trebuit să cer sprijinul câtorva instituții. A Comisiei de Acreditare a Denumirilor Instituției. Prezent aici domnul profesor Munteanu Vilică, îl invit chiar aici lângă mine. Și Consiliul Local, care în unanimitate a votat acest proiect de hotărâre, care l-am înrămat și o să-l înmânez doamnei Lovin să-l păstreze în familie. El sună așa: hotărâre privind schimbarea denumirii Bibliotecii Municipale din Ștefan Lucian în profesor Constantin Lovin. În temeiul articolului 129, aliniatul 1 și aliniatul 2, litera C și aliniatul 6, litera D, din ordonanța de urgență a Guvernului numărul 57 pe 2019 privind codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, hotărăște, se aprobă schimbarea denumirii Bibliotecii Municipale din Ștefan Lucian în profesor Constantin Lovin. Semnează președintele de ședință și inițiatorul proiectului acestui proiect de hotărâre subsemnată. Lângă mine este domnul profesor și o să vă spună ce însemnătatea are acest lucru. Onorată asistență, vin cu drag de fiecare dată în Moinești, unde am mulți prieteni, mulți oameni dragi și mă simt foarte bine. În momentul când domnul primar m-a sunat vis-a-vis de acest proiect de hotărâre, am simțit o bucurie. Și bucurie de ce? Sunt multe localități, eu mă refer la județul Bacău, dar este valabil pentru mare parte din țară, care atunci când acordă diverse denumiri, că e vorba de denumiri de străzi, de edificii, de instituții, dau nume din cele unele chiar caragioase. Și nu vă spun așa, mai ales când e vorba de străzi, strada Spinului, strada Scaiului, ca să zic. Strada Scaieții. În momentul când primim la comisie propuneri de personalități, de evenimente, chestiuni marcante care au valoare, am acea bucurie. Personal l-am cunoscut pe domnul profesor, dar legăturile noastre au fost întâmplătoare, întâlnirile la un eveniment, dar de dumneavoastră știu destul de mult. Și tare m-aș bucura ca exemplul primăriei Moinești să fie luat și de alte primării. Acolo unde se evite a se da denumiri de personalități locale. Un sat, o comună, un oraș, nu există să nu aibă oameni de valoare. Nu neapărat trebuie să fie academician ca să fie de valoare. Putea să fie și un răzeș cu patru clase sau nici atât și să fie o personalitate a comunei. Un erou căzut pe câmpul de luptă sau alte asemenea. Se evită. Și o spun cu mândrie, dar în același timp vreau să înnobilez această hotărâre a Consiliului Local Moinești, să vă felicit și mă bucur într-un fel, dacă se poate numi așa, că am putut să contribuim și noi la intrarea în nemurire a domnului profesor prin atribuirea de numele său bibliotecii. Și cum spunea părintele Protopop mai devreme, de lăcaș de cultură, foarte bine a zis
reprezentantul lăcașului de cult al bisericii, referitor la lăcașul de cultură. Cultura, biserica, face parte din cultura noastră, iar simpla asociere a acestor două expresii ne demonstrează. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnului profesor Munteanu Vilică. În continuare, cred că sunteți îndreptățiți dumneavoastră, cei care l-ați cunoscut, cei care i-ați fost colegi, cei care i-ați fost elevi, să vă amintiți de dumnealui și să vă exprimați în cuvinte aici aprecierile față de dumnealui. Și vă aștept aici lângă mine, pe rând, cine dorește. Poftiți, da. Vă mulțumesc, domnule primar, distinsă doamnă, dragi prieteni, distinsă audiență. Eu să vin să vă povestesc câte ceva din cum l-am cunoscut pe domnul profesor și fără a repeta ceea ce s-a spus în CV, ceea ce a spus fiul domniei sale, domnul primar, eu vreau să vă spun că l-am cunoscut mai bine pe domnul profesor, nefăcând liceu aici, în zonă, l-am cunoscut mai târziu. Îl știam, ne știam, ne salutam, dar după ce am ajuns prin voia dumneavoastră și a dumneavoastră primarul municipiului, mi-amintesc că a venit la primărie și, pe scurt, așa mi-a fost alături în toate demersurile legate de cultură. Și, ca să spun așa, a fost un susținător al ceea ce începeam noi un nou drum în Moinești, eu și cu pe atunci domnul viceprimar, domnul Valentin, și era foarte mândru de faptul că lucrurile începeau să se schimbe în Moinești și regretul este că ajungem să spunem aceste lucruri în momentul când acești oameni nu mai sunt. Mă uit astăzi în sală și mă uit în ochii multora dintre dumneavoastră și ar trebui să vă numesc pe fiecare în parte pentru gesturile, pentru lucrurile pe care le-ați făcut, nu atât pentru o persoană, nu e vorba de o persoană aici, ci de o instituție și mai mult decât atât, de o comunitate care, cred eu, astăzi, văzând lucrurile și puțin mai departe, așa, de luni și până vineri, plecat fiind, că suntem pe drumul cel bun, că lucrurile se schimbă și chiar și acest eveniment de astăzi ne demonstrează nouă că facem lucruri care ar fi trebuit făcute, poate mai demult, dar le facem. Am să închei așa, pe scurt, cu tot în tonul glumelor domnului profesor. Sunt convins că dacă dânsul ar fi fost astăzi aici, era cu mult mai lungă întâlnirea noastră, pentru că era deosebit de pasionat în a ne povesti și a ne spune și a divaga și a reveni și a fa închiderea, paranteze și așa de multe lucruri. Aș vrea să-l felicit pe Darius, cred că domnul profesor ar fi fost tare mândru de cum a recitat Darius astăzi Eminescu, da? Știm cu toții această pasiune a domniei sale. Și cu acestea fiind spuse, vă mulțumesc din suflet că suntem astăzi aici și vă felicit pe tot profesor. Mulțumim! Probabil nu e fizic, dar de acolo de sus ne privește pe toți și cred că este încântat de acest moment minunat creat astăzi aici, la Moinești. Vă rog, din colegi, din... Da? Da, e domnul care a avut... Da, imediat, imediat, domnul. Deci, pot începe? Da, da. Poftiți, veniți aici. Ca să vă adunăm. Dar nu știu
nu prea am avut ocazia de... Adică foarte rar, iertați-mă, dar nu am încercat să scriu dumneavoastră, trebuie să scriu și eu. Din întâmplare, să rămâne trei, băiatul mai mic a fost colegul băiatul meu și Viliescu, Laurențiu, și aș fi vrut din alt unghi de vedere să o relație minunată. Deci eu am fost coleg cu domnul profesor Lovin, eu la țară, dumnealui aici, la cercul de pedagogi ne-am întâlnit, am vorbit tot timpul. Dumnealui a fost profesor și la băiatul lui și la băiatul meu, colegi de clasă fiind. Și fiind, avem cum să spunem, chestia asta cu pedagogia în cap mai accentuată decât alte categorii sociale. Ne gândim un pic și la ceilalți, la suflet, la cum să facem să fie mai bine, să fie pace, înțelegere și bună vecinătate, să zicem. Și ne-am urmărit, ne urmăream reciproc. Și vreau să văd, și spre marea mea uimire și bucurie, niciodată nu a făcut caz că dumnealui este băiatul lui și alt colegi de-a lui băiatul sau copiii altora. Deci este un lucru extraordinar pe care l-a făcut, poate să confirme, nu știu cum îl cheamă, iertați-mă. Era de fapt invers, era mai exigent cu noi. Din potrivă, uneori se întâmplă să ai mai mari greutăți. Dacă ai fiul în clasă, aș face o mică paranteză la domnul Iscu, domnul Iscu Mihai, care a avut un băiat care era puțin cam obrăznicus și i-a tras o bătaie bună și soara mea era colegă cu el. Și s-a rugat fata lui domnul Mihai, hai mărioară, să-l salvăm o lomoare pe Mihai. Și au tras, deci copiii și profesorii s-au dus și au bucat de haine și îl trăgeau. Deci o situație extraordinară de penibil, dar au trecut pentru ca să-l salveze pe băiatul lor. Că mereu își scotea ochii, mă uite, s-au vrat. Ce adică? Știu, n-am auzit nimic rău de pre dumneavoastră niciodată. Dar despre băiatul Dumnezeu, hai Dumnezeu să-l ierte și pe el, știu că mai mult. Acum, pentru ca să scurtăm treaba, eu am fost acum 3 zile, săptămâna trecută, la Agapia și la Vărati, de-am avut o întâlnire cu mai mulți scriitori din județul Bacău și din județul Vrancea. Dacă vreți, îi spun, decât nu au fost foarte mulți. Iată, Petre Isache de la Bacuș, critic literar, Ioan Fiercu de la Buș, Petru Botezatu, Nicolae și Adrian Matei de la Brăila, Dan Adrian Lungu, Petru Nica, Mihai Botez, Tâncaru, Culiță Ușurelu de la Vrancea, Viorel Savin și doamna Cecilia Moldovană din Bacău și Viorel Savin are și o fată care e poet. Și am trăit niște momente extraordinare în zona aceea. Când am intrat în județul Neamț și am văzut codrii de aramă, pădurea de argint, chiar localitatea, și aici. Parcă am trecut dintr-o altă existență. Atmosfera de acolo, dominată de spiritul lui Eminescu și al lui Ștefan cel Mare și a altor multe personalități de acolo, care mutatis mutandis, s-ar potrivi foarte bine și cu problema pe care o sărbătorim astăzi, și anume acordarea titlului acesta bibliotecii. Iacă, aș face o mică comparație. Deci, Ștefan cel Mare, știți cine este, a dominat tot. Mă înclin în fața domnului general, de câte ori îl văd, am emoții deosebite. Să zicem că domnul Lovin, eu mă adresez domnului Lovin acum, dar poezia s-a adresat lui Ștefan cel Mare. Permisiunea dumneavoastră, foarte puțin, vă spune. Deci poezia este, se numește Pomenire ție Ștefan cel Mare, reducând cinderești, Pomenire dumneavoastră domnului Lovin Constantin, de Dominic Stanca este scris. Zaci sub această lespede rece, la mormânt. Dar tu ești pretutindeni în fiecare bruj de pământ,
în bobul de grâu, de mie, de tămâie, în sabia frunzei, în piatra din râu, peste tot înflorești primăvara eternă, în inim, în sălcii, în spic, în cicoare. A cui e Dumbrava? A lui Ștefan cel Mare. A cui e școala? Dumneavoastră, în mintea dumneavoastră, vă rog, înlocuiți pe Ștefan cel Mare cu domnul Lobe. A cui e fântâna? A lui Ștefan cel Mare. Cine a dat pomilor umbră în cărare? Ștefan cel Mare. Turnul, acum povărit înspre apă, numele tău îl păstrează pe zid. Râul, când sapă sub albii, dezroapă bourul tău pe fiecare blin. A cui e cetatea? A lui Ștefan cel Mare. Polobocul din zid, mucezit sub firidă, ulcica de lut, a lui Ștefan cel Mare. Toate sunt ale tale. Ale tale sunt colinele, movilele cu cerul pe umeri și stânele. Te îngână în spume de armi durăul, te îngână în frunze vița de vie, codnarii săi tăi și hârlăul. Stejarii bătrâni poartă numele tău, codrii din munți și codrii din văi poartă numele tău. Duzii cei drepți ca lumânarea de său, străjeri lângă drum poartă numele tău. Pe aici a trecut Ștefan cel Mare. Aici a rămas împopat Ștefan cel Mare. Se potrivește, nu? Aici a vânat căprioare. Aici hoardele tătare. Aici a zvârlit o sărgeată mai departe de soare. Aici a băut din smălțate pocale, vinuri dulcii și pelinuri amare. Aici nu știu dacă se potrivește, o să mă mai spun ceva. Pe aici a trecut Ștefan cel Mare. Aici a săpat o fântână. Și acolo, pe brână, șapte izvoare. Tot ce e în țară și om te îngână. Tu ești sângele bun al câmpiei. Tu ești piatra. Tu ești izvorul. Tu ești ochiul din munte. Tu ești piatra și vatra. Tu ești inima Moldovei bătrână. Piatra, ceara, fierul, mormintele, îți poartă săpate în palme cuvintele. De aceea azi când trecem un val, când batem un drum, când urcăm o cărare, știm fiecare că pe aici într-o zi a trecut și Ștefan cel Mare. Adică domnul? Adică domnul Lovin. Și aș mai avea o mică surpriză, fiindcă el a fost slujitorul limbii române. Limba română a fost prietena lui. Este prietena tuturor. Și prietena noastră. Și a sfinților lor și așa mai departe. Doamna frumoasă, limba română. O poezie foarte scurtă. Timp care curge, timp ce purcede, în urmă nemulte n-o să rămână, dar niciodată nu se va pierde, doamna frumoasă, limba română. S-or duce zilele, iubiri fără margini, vor trece sub marea uitare stăpână, dar niciodată nu cădea în paragini, doamna frumoasă, limba română. Clopotele toamnei limpede bat, pieptul aroma dorului sună, plânge și râde cu lacrimi curate, stăpâna noastră, limba română. Cuvântul ei, dulce, ne este nume, glasul ei, cântec, mereu ne adună. Bunii și răi nu au pe lume mai sfânt decât ea, decât limba română. Pământul acesta, cât ne rămase, munții cu vulturi, marea cu spumă, stau sub lumina ce arde în case la fiecare. Limba română. Cer iertare ca... Invit pe doamna profesor Cristina Popescu alături de noi, colegă mulți ani a domnului profesor, profesor în liceul Spirul Haret, dar și cetățean de onoare a municipiului Măinești. Vă rog, doamna. De obicei vorbesc liber. Astăzi mi este greu. Nu mă împun. Așa că o să mă ajute însemnările pe care le-am făcut pentru acest moment. A face portretul unui dascăl este o întreprindere pe cât de anevoioasă, pe atât de emoționant. Timpul zboară. Știm asta încă de la poetul latin Vergilius.
fugit ireparabile tempus, ne spunea el acum 2000 de ani. Dar mărturia trecerii lui, amintirea, adică, încearcă să repare ceva din implacabilitatea lui, a trecerii timpului. Din acest punct de vedere, profesorul are o soartă privilegiată, căci el, prin misiunea sa de o viață, se semnează în sufletul elevilor săi. Domnul profesor Lovin a fost profesorul nostru de la catedră și de dincolo de catedră, coborător din timp și dăinuind peste timp. A fost mai mult decât un profesor. A fost dascălul de copii, de părinți și de părinți ai părinților. A trăit în și pentru frumosul vieții și al școlii, în care a crezut cu toată ființa, făcând din profesie o bucurie deplină a destinului propriu și a unui șir nesfârșit de atâtea și atâtea destine. A luminat minți și a înseninat suflete. A deschis punți între oameni, indiferent de vârstă și statut social, grație unei comunicări și unei comuniuni calde și trainice. A respectat și a fost respectat la rândul său, având credința că omul trebuie și poate să fie generos, încrezător, iertător, cu distincție și cu noblețe. Mie personal mi-a fost alături mereu, și la greu și la bine, repetându-mi de fiecare dată că greutățile vieții nu sunt de neînvins și că oricât de labirintic ne-ar fi drumul, putem afla calea prin care să ne salvăm. În dreptul numelui său nu se poate scrie decât Optimus Magister, și ca orice Optimus Magister, profesorul Constantin Lovin va rămâne un model de înalt profesionalism, de rafinament intelectual și comportamental, de moralitate și generozitate exemplare. De aceea îmi îngădui să pun plecarea sa dincolo sub semnul celebrului vers al poetului latin Horatius, care ne asigură că nu vom muri cu totul, nu vom muri de tot. Non omnis moriar, magna pars meim vitabit libidinam, căci o mare parte din mine, spune același Horatius, va înfrânge moartea. Am credința că, prin tot ceea ce a făcut, din prea plinul sufletului său ales, numele profesorului Constantin Lovin, care se atribuie astăzi bibliotecii orașului în urma deciziei Consiliului Local al Primăriei din Moinești, va dăinui, va înfrânge moartea. Fie ca lumina spiritului său să strălucească în cât mai multe inimi spre înnobilarea lor.
mulțumim, doamne profesor, frumoase cuvinte. Și din partea liceului, profesor actual în liceul Spiru Haret, doamna Veronica Lovin, profesor de... Veronica Stănil. Mi-a fost și colegă la școala generală de aia. Da. Da. Vă rog. Profesor de limba și literatura română. Și eu voi consulta, de fapt, jurnalul lui om obișnuit, al domnului profesor, și voi cita din ceea ce a scris dânsul. Dar mai întâi voi începe cu un citat din romanul lui Erich Emanuel Schmidt, Noapte de foc. Citez: moartea n-avea să-l aducă sfârșitul, ci o schimbare de formă. Aveam să părăsesc pământul ca să mă întorc acasă la necunoscuta unitate din tâi. Între viață și moarte se consumă destinul implacabil al fiecărui om. Căci așa cum menționează și domnul profesor în acest jurnal, citez: unii se nasc și trăiesc și mor în obscuritate, deopotrivă, ca arbuștii mărunți, rahitici, care cresc în umbra marilor copaci. Alții sunt călăuziți de stele și găsesc locul printre aștri. Domnul profesor a fost hărăzit să trăiască printre aștri, fiind întâmpinat în traiectoria sa existențială de oameni providențiali, despre care trebuie să vorbim cu respect, pietate și evlavie. În spațiul în care am fost vecini și ne-am conștientizat existențial, acest spațiu geografic pe care cu mândrie întotdeauna îl numea gura mea de rai, sau, așa cum am găsit și în jurnalul acesta, ținut mirific, sanctuar al copilăriei și tinereții mele, l-am luat cu mine peste tot și mi-a luminat sufletul. A fost convins că istoria acestui oraș nu va muri și rostirea numelui său îi umplea întotdeauna sufletul de fericire. Citez iarăși din jurnal: simt ceva ca o căldură ce umple inima, ceva ca o muzică care emoționează, dincolo de puterea de a emoționa a oricărei muzici. De altfel, aș putea să citesc chiar din pagina 71 ce spune domnul profesor despre acest oraș minunat, Moinești. Moineștiul, orașul acesta, este măgura. Este pădurea cu desișuri de ferici și arbori minunați, înălțându-se spre cer. E splendoarea copacilor înfloriți în luna mai și covorul albastru al zambilelor sălbatice, mirosind ca în paradis, și ploaia și strălucirea soarelui și verdele binecuvântatelor câmpii, ciocârliile care mâine dimineață vor cânta aici, zburând spre înaltul cerului, mâine și mereu de-a pururi. Este ceața și verdele ierbii, vocea suavă și pielea mătăsoasă a fetelor noastre. Moineștiul înseamnă toate acestea la un loc. Cam acest citat am ales pentru faptul că domnul profesor a iubit foarte mult orașul acesta, locul natal, iar prezența domnului profesor am conștientizat-o din copilărie și mai târziu, în adolescență, când maestria sa profesională, harul pedagogic cu care a fost înzestrat, căpătase o aură ca cea a voievozilor care, prin ceea ce înfăptuiesc, prin faptele lor mărețe, lasă o urmă luminoasă în conștiința celorlalți. Așa cum menționează și criticul Constantin Ciopraga, oamenii adevărați, providențiali, așa cum a fost și domnul profesor, nu trăiesc nici în prezent, nici în viitor. Ei trăiesc așa cum a hotărât Dumnezeu, în veșnicie. Prin faptele sale, prin capacitatea extraordinară de a fi răspândit lumina cunoașterii generațiilor care s-au succedat, domnul profesor rămâne în mentalul colectiv ca un mentor, ca un model demn de urmat. A fost omul pe care l-am admirat permanent, pentru profesionalismul său, pentru modul sănătos de viață, o viață tihnită.
echilibrată, o viață închinată deopotrivă cărților și familiei. În adâncurile firii sale, în abisurile ființei sale, îi simțea blândețea sufletească, în armonie cu frumusețea sa fizică, fapt consemnat și în jurnalul său. Spunea următoarele: inima, gândurile sunt numai ale mele și nimeni nu poate ajunge la ele ca să le pervertească. Adesea, spre vârsta selectuții, îi urmăream călătoriile la pădure, în compania câinelui său Ringo, despre care tot în jurnal afirma: mă însoțește în lungile mele plimbări prin pădurea de faci și eu îi vorbesc, mă privește, mă aprobă sau nu. Întotdeauna în călătoriile acestea la pădure îl urmăream și purta cu dânsul o carte. O carte îl însoțea întotdeauna și iarăși am găsit consemnat în jurnal că zăbava pentru lectură este cea mai importantă în viața omului. Aceasta presupune oprirea din zarva lumii, sustragerea din efemer, din perisabil și ancorarea în prezentul continuu, care este veșnicia. Domnul profesor a trăit într-un permanent orizont cultural. Lectura, cartea, a reprezentat o oază de independență, de visuri și de aspirații, de întrebări și răspunsuri, de zbucium și nemurire. Și iarăși trebuie să iau semnul acesta la pagina 82, în care domnul profesor menționează următoarele: am citit de când mă știu. Am citit și atunci când în copilărie am trăit într-o lume veche, fără lumină electrică, fără televizor, laptop sau telefon. Dar mai mult și mai mult am citit ca student, ca profesor, ca pensionar. Am citit, recitit și uneori recitit cărțile unor autori dragi. Găsesc și acum în biblioteca mea însemnări lacolnice din operele unor filozofi, cum ar fi Socrate, Aristotel, Descartes, Kant, Hegel, Schopenhauer, Nietzsche, a unor scriitori foarte cunoscuți, Dostoievski, Shakespeare, Leopardi, Baudelaire. Am citit rafturi de cărți. Îi voi păstra vie amintirea, convinsă fiind că veșnicia sa va fi strălucitoare, ca și faptele pe care le-a săvârșit, pentru spiritul său, care nu va fi uitat, dovadă fiind eternizarea numelui său în acest spațiu cultural. Mulțumim, doamne profesor, într-adevăr, realități pe care le-am trăit și eu. De câte ori mergeam la casa părinților mei, mă întâlneam cu domnul profesor, cu câinele și îl salut aici pe domnul Valentin Boca, partenerul lui în acele vizite permanente, plimbări permanente la pădure, în orașul. Nu era zi să trec prin oraș să nu îl zăresc pe domnul profesor. Întotdeauna avea ceva de treabă prin oraș, nu știu. Venea cu drag, se întâlnea cu lumea, avea ceva de spus și ceva de învățătură. Dacă cineva dintre dumneavoastră mai vrea să adreseze cuvinte, îl aștept aici lângă mine. Dacă nu, îl invit pe domnul Florin Zăncescu, un fiu al orașului și dumnealui, cel care ne reprezintă într-o breaslă, o breaslă a actorilor, să zic, și n-a uitat de unde a plecat, de aici, de la Moinești, și de câte ori primește o invitație, răspunde imediat. Mulțumesc, domnule. Bună ziua, în primul rând. M-am gândit pentru filmare să mai schimbăm unghiul. Mă bucur că sunt aici într-un moment deosebit. Și este orașul meu de suflet. Nu pot să pun orașul meu natal, pentru că fără voia mea m-am născut la Comănești, pentru că acolo era maternitatea. Deci, așa era pe vremea aceea. Deci, în suflet mă consider moineștean. Sigur că domnul profesor mi-a fost și mie profesor în liceu. Și îi păstrez o amintire. Sigur că da, am fost și vecini. Și
și parcă dacă nu, sigur că nu mă înșel, viața mea nu mă înșel, am făcut și pregătire la limba română pe vremea când stăteați undeva aici, în spatele bibliotecii, da. La etajul, dacă nu lași. Am fost solicitat de domnul primar, de domnul Costea, să spun câteva versuri, de fapt să fac o lectură a unor poeți moineșteni. Și am să încep cu Mircea Bujor, alt om de valoare a Moineștiului, dispărut dintre noi, medicul Mircea Bujor. Și am ales o poezie, se cheamă Casa pe care o caut, în memoria părinților mei, spune Mircea Bujor. Casa în care e atâta liniște, încât învăț a merge din nou, aud pașii amniotici, bătăile inimii, ronțăitul miriapozilor din parchetul venusian, punicei topindu-se nasuri. Casa în care e atât de alb, încât regăsesc pudoarea norilor într-o simplă amiază de vară, alb însângerat, primul țipăt al nou-născutului, tăind gelatina nepăsătoare a lucrurilor, casa de chirpici, cu pereții irregulari, în care singurătatea poartă armă, iar înserarea e cifrică. Casa Baobab, casa de veghe a poetului decapitat, cu o floare de plastic. Tot Mircea Bujor, aceeași poveste. Ce altceva aș putea face în țara cu o singură oră, unic timp? Pentru toate. Dragoste, cumpărături, somn, ritualuri de muncă, serbări ale nepăsării, tentația perfidă a unui eseu, generalități care odinioară dilatau secundele, împrăștiau sensurile într-o absurdă magmă temporală, alungând scenahoria, imponderabilul sentiment al inutilității, patima rece a sinuciderii. Existau toate lucrurile, ideile importante, exista așteptarea. Dar acum, ce altceva aș putea face în locul acestui poem, în țara cu o singură oră, unic timp? Veronica Stănilă Moisoi. În locul inimii, poezia. Vor înflori pe glasuri de îngeri livezile, cât un cuc stingheac va întoarce în mine lacrima profetului. Voi purta în locul inimii poezii și în locul broșei de chic limbar cuvântul. Voi invita în templul ei pe oricine se poate lăsa în lumea ficțiunii ideale prin mine, cum spune Maiorescu, oratorul perfect. Căci eu, ca și poezia, ne-am suprapus unei singure dimensiuni. Camelia Iosu. Dependență. Sunt un infinit dependent. Depinde incandescența care compune nimic. Din oră în oră, cu o punctualitate dementă, simt cum sufletul meu devine o simplă adiere de desfrâu. Și eu mă transform în vise
care au ajuns să se urască însele pe ele. Dependența sfarmă existența mea și apoi se sinucide. Sus, în stele. Trist asfințit. Aceeași umbră ne bântuie într-o seară albastră. Ne ținem de mână sub cerul tocit. Un zâmbet perfid am florit la fereastră și stinsă lumina și trist asfințit. Sunt demonii beți și stelele stinse. Tu ești lângă mine. Nu știu, te-am iubit? Trec clipe nebune și voci neatinse și îngeri triști și trist asfințit. Un alt moineștean dispărut, plecat dintre noi, l-am cunoscut și mi-a fost și amic, Emil Popa. Un vis am visat, în vis dormea a doua parte a sufletului, prima prin moartă, a treia parte a chipului era viu, șoareci în mormântul unui faraon, a doua mormântul de faraon, prima parte fiind mortul. Săpau femeile să mă dezgroape, dar nu de viața mea aveau nevoie, ci de chip. Nu mă puteau prinde, nu mă puteau trezi. Plângeau femeile și ele dormind. Visau probabil un alt faraon, un alt șoarece. Visau și plângeau. Mulțumim și domnului Florin Zăncescu. Cred că ne apropiem de finalul acestui moment de debut a sărbătorilor dedicate municipiului Moinești. Un moment, zic eu, reușit și care va rămâne în istoria municipiului, atât timp cât numele profesorului Constantin Lovin va fi și va rămâne aici la Biblioteca Municipală Moinești. Mulțumesc familiei și sunt sigur că când vor trece pe lângă acest edificiu, pe lângă această clădire, o să-și amintească mereu de domnul profesor, dar să-și amintească de domnul profesor în acele clipe plăcute care le-au trăit împreună, în acele clipe când domnul profesor era vesel și era mereu dedicat tuturor celor din acest oraș și în mod special familiei. Vă mulțumesc! Mulțumesc dumneavoastră celor care ați adresat aici cuvinte, să mulțumesc tuturor celor care ați fost prezenți aici și chiar dacă vremea nu ne este favorabilă, nu ne ajută, noi vom continua evenimentele dedicate acestor zile și acum, de la ora 17, peste exact 5 minute, ne vom regăsi la clubul, la Centrul Cultural de aici, din Lira, îi spunem noi, unde domnul Ionuț Preda lansează o carte de dramaturg. Da. Îl cunoașteți cu toții pe domnul Ionuț Preda, îl vedeți la plimbare seara cu cățelul aici pe lângă această bibliotecă. În timpul liber mai și scrie. Colegul dumnealui, domnul Florin Zăncescu, este invitat special la acel moment. Eu vă invit pe dumneavoastră, care vă permite timpul să mergem către Centrul Cultural, să-i fim alături. Vă rog, domnul Florin. Și chiar vreau să spun în completare că Dumnezeu a vrut să se lege într-un fel acest moment, această comemorare, amintindu-ne de profesorul Constantin Lovin, pentru că dincolo
prin cartea pe care Ionuț Preda a scris-o, nu facem altceva decât să ne amintim de un crâmpei din viața liceului, unde domnul profesor a predat. Așa că, dacă doriți, veniți un pic mai încolo. Da, peste 5 minute. Da, cum vă spuneam, continuă evenimentele și o să-mi permiteți să vă expunde în activitățile pe care le avem în zilele următoare. Acum pe scena din Parcul Băi, doamna Irina Pashalov, un cunoscut al municipiului Moinești, o doamnă profesoară de muzică, cu mulți copii merge la diferite competiții din țară, a adus premii. Unii din copiii pe care i-a învățat au participat la festivaluri naționale și la televiziuni, Vis de Stea, chiar ea la Trandafir, care va evolua pe scenă mâine seară, sau duminică seară. Dar în același timp vă spuneam de Festivalul Moineșteanca de mâine, împreună cu doamna Marinica Efrim suntem parteneri în realizarea acestui festival. La ora 9 ne întâlnim la ceas, acolo în dreptul gării, venim pe scena din Parcul Băi și până seara se desfășoară acest festival. Mâine seară un spectacol susținut de musafirii noștri din Republica Moldova. Spun musafiri și frați în același timp, pentru că duminică, la ora 16:30, la Centrul Cultural Lira, vom semna parteneriatul de înfrățire cu două municipii, două localități urbane din Republica Moldova, vecine Chișinăului, municipiul Strășeni și orașul Ialoveni. Localități cu peste 20.000 de locuitori, cu tradiții frumoase pe care o să le împărtășim și o să schimbăm bunele practici pe care le realizăm fiecare. În cele două locații, spune eu, dintr-o țară comună. E bine să realizăm și aceste înfrățiri pentru ca atât elevii, profesorii, să mergem către ei cu ceea ce realizăm noi aici, să vină aici la noi și acest lucru îl și fac, de fapt, cu spectacolul de mâine seară și de duminică seară, care va fi pe scena din Parcul Băi. Bineînțeles, duminică, după ce vom semna acel protocol la ora 16:30, la ora 18 ne vom întâlni în Parcul Băi. Mâine la ora 10:30, tot la Centrul Cultural, vom premia și sărbători cuplurile care împlinesc 50-60 de ani de căsătorie. 36 de cupluri vor fi mâine la Centrul Cultural. Tot în acest sens, duminică vom premia o elevă, Miruna Mihalache, care a luat nota 10 la bacaloriat, dar și patru sportivi ai Moineștiului împreună cu antrenorii lor, un elev care are 14 ani, Sergiu Urzică, care este campion național la 14 ani la tenis de câmp și este în primii 30 din lume la acest sport. Mai avem trei eleve, două de 11 ani și una de 6 ani, care sunt campioane naționale la tenis de masă, și spun, să auziți bine, campioane naționale la tenis de masă, și cea mică debea ajunge, dacă ați avea ocazia să o vedeți, ajunge la masa de tenis și este deja, a luat medalia de bronz la nivel național. Copiii în care investim, și când spun investim, am creat în municipiul Moinești condiții în educație deosebite. Și nu sunt doar vorbe, puteți vizita, dar cei care sunteți părinți și aveți astăzi copii la școlile din Moinești, puteți vedea și cred că ați și constatat acest lucru, că sunt modernizate, așa cum îi stă bine unei școli să fie în anul 2022 și în secolul 21, școli dotate cu echipamente noi. În momentul acesta am investit 34 de miliarde vechi, 3.400.000, și am dotat școlile cu table electronice, calculatoare, proiectoare, tablă grafică pe care profesorul direct scrie pe tablă, iar elevul nu mai trebuie să țină creta în mână sau atunci când merge la tablă, ci să scrie doar cu degetul pe o tablă electronică. Sunt toate aceste lucruri în școlile din Moinești, am amenajat toate terenurile de sport, am ales să vă spun toate aceste lucruri, că astăzi, printre toate, am vorbit și de educație, de ceea ce înseamnă actul educațional în municipiul Moinești. Nu este o laudă, nu fac campanie electorală, ci doar vreau să vă spun că autoritatea locală este interesată de ceea ce creăm astăzi pentru a avea viitor. Dacă investim în educație, localitatea noastră va avea și viitor. Știți cu toții că investim și în sănătate și în infrastructură, dar educația este primordială, pentru că cea mai mare investiție în viața unui om, tot copilul rămâne. Eu încă o dată vreau să mulțumesc tuturor care astăzi au participat aici, să vă alăturați evenimentelor noastre, să urăm multă sănătate doamnei Lovin, familiei dumnealor, dar și dumneavoastră în același timp. Vă mulțumesc!
Mulțumesc.